Duceți gunoiul în alt județ, cam așa sună soluția celor de la Consiliul Județean Hunedoara în ceea ce privește problema gropii de gunoi de la Vulcan. Gheorghe Ile, primarul municipiului Vulcan, a amenințat că de mâine va închide groapa de gunoi. Nemulțumirea edilului este legată de faptul că acest loc nu va fi ecologizat și mai mult decât atât, România riscă infringementul din cauza acestui fapt, iar municipalitatea ar fi pusă în situația de a plăti penalizarea. Primăria trebuie să își ecologizeze groapa de gunoi, iar costurile sunt ridicate. Are aprobare să funcționeze până anul viitor, în 2017. Din păcate, groapa de la Vulcan, ca și cea de la Uricani, n-au intrat pe închidere pe acest proiect pentru că nu au fost eligibile, nu au proprietate, domeniul public nu este pe întreaga suprafață, proiectul nu le-a putut prinde, n-au fost eligibili, deci în mod normal, dacă nu se va aplica pentru alte fonduri europene sau o altă modalitate, rămâne în sarcina primăriei să-și închidă, să ecologizeze groapa. Care este răspunsul autorităților județene vis-a-vis de închiderea gropii de gunoi de la Vulcan? Dacă mâine închide groapa de gunoi, așa cum a spus, ce facem noi cei din Valea Jiului? Care e soluția? Duceți gunoi în alt județ. Nu știu, e chiar o problemă foarte importantă. În discuția care încă se derulează în sală, s-a ajuns la concluzia că o să facem un document plecând de la toate primările din Valea Jiului, împreună cu ADI și sub semnătura Consiliului Județean, prin care să cerem Ministerului să ne aprobe ca din economiile proiectului, și sunt însemnate economiile, să putem să închidem și cele două gropi și mai mult chiar să achiziționăm niște autogunoiere, tomberoane speciale pentru Valea Jiului, care ne-ar ajuta în procesul de licitație și de a împovăra cât mai puțin populația. Dar este doar un demers pe care am căzut de acord cu toții că îl vom face. Rezultatele nu le pot anticipa, nici nu vreau să dau pronostic. Cert este că la momentul când s-a scris aplicația, cele două gropi nu au fost eligibile. România riscă să fie sancționată dur de Comisia Europeană pentru neînchiderea gropii de gunoi, iar administrația locală va trebui să plătească nota de plată. Domnul primar Ile are o nemulțumire justificată, pentru că e o problemă foarte delicată cu cea a gropii de la Vulcan. Sigur că într-o ședință cu mai multe probleme sensibile, spiritele se mai pot încinge și se mai pot face anumite declarații. Important este că domnul primar rămâne la discuție până la final și pot să asigur și pe dânsul și pe toți telespectatorii care sunt interesați de problema aceasta, că nu va rămâne o problemă nerezolvată. Consiliul Județean este dispus să facă orice efort este necesar pentru că această groapă să fie închisă. Poate fi sancționată România din cauza neînchiderii acestei gropi de gunoi? Iar apoi primăria? Pot exista o serie de sancțiuni în condițiile în care este depășit termenul sau autorizația de funcționare. Eu știu că autorizația de funcționare este până în iulie 2016. Dacă după această dată nu va fi oprită depunerea de gunoaie în groapa de la Vulcan, atunci sigur că ne putem aștepta la proceduri de infringement, dar sunt convins că nu discutăm despre ele. Groapa de gunoi de la Vulcan deține autorizație de funcționare până în anul 2016. Dacă după această dată locația nu este ecologizată, administrația vulcăneană poate plăti sute de milioane de lei Comisiei Europene.